Salutare tuturor, sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Hexit, episodul cu numărul... Am și uitat, cred că e 15 sau 16, pe acolo, eu nu știu sigur. Și astăzi o să mergem în Nether și de asemenea o să facem și câteva armor stand-uri pe care să punem ceva armură, doar așa ca să arate bine pe aici. De fapt aș putea la fel de bine să... De asta e. Cam de ce level aș avea nevoie să-i repar pe ăștia? Ce-i drept, e drept... Aia nu merge. Repair cost 2. Doar atât? Păi mă, e ușor mă să faci level 2, stați așa. Și de asemenea am luat această micuță... Nu mai e mică, nu e sabie. Pentru că cineva mi-a zis că, bă, vezi că sabia aia de iron pe care o ai dă mai mult damage decât sabia de diamond. Și acum vreau să încerc. Dă... Cât a dat? Cred că a dat 8. Și asta dă tot 8. Oricum o să-mi fac o sabie din asta de diamant, adică una big sword, bă, bă, diamant. Atât că... Ne-a vă dat seama. Momentan o țin pasta de diamant, că are și fire aspect. Oricum amândouă au sharpness 2, deci... Niciuna n-are dezavantaj și pe oricare aș pune acum încă puțin sharpness... Să am sharpness. De fapt, de ce, doamne iartă, m-am folosit asta ca să o, mor vacile? Ca când puteam să le folosesc așa să iau direct carnea prăjită. Holy fuck. Damn, I'm stupid. Bun. Încă un level și pot să îmi... ok. Și pot să îmi repar și eu... chestiuța. Cum se numește? Pantalonii. Bun. Faza e să nu rămân eu foc fără vaci. Da, las că mă omor un porci, că porci chiar nu sunt bun de nimic. Wow, cum a sunat asta. Așa. Da, pare că dau și mai puțin level. Oh, well, cum ziceam, nu sunt bun de nimic. Măcar o să am carne. Ceea ce e drăguț. Și cred că mai am nevoie de vreo 2 sau 3 porci, cam așa, hai să vedem. Oh, no. Aoleo. Îmi place când mor așa în, să zicem, agonie. Deci au fost doi. Cum mor așa în agonie când îi vezi că iau foc și încep să alerge. Fuh. Aș prefera să moară din prima, nu știu, aiurea. Chiar dacă e Minecraft, tot parcă nu-mi e ok să dau foc unui animal și să las așa să ardă, să moară în flăcări. No, bun. Așa, am făcut level, îmi enchantez astea, iau... asta piatra și vreau să pun cumva să le fac pe aici și după mergem în Nether, vreau să văd ce găsim și pe acolo. Avem nevoie în primul rând de niște blaze rod-uri pentru că trebuie să ajungem până la urmă și în End, nu? Bun, hai că așteptăm și pe alea 3 și vreau să fac și niște armor stand. Armor stand. Așa. Să știu că sunt două. Care e diferență? Armor spikes, what? Fire protection 3. Mai știi? Bun, deci prima și prima dată am nevoie de niște stone slab-uri. Hai să facem decât două momentan. Două. Da, două, adică să... Două straturi, înțelegeți voi. Și am nevoie de niște iron. Apropo, cum am zis, trebuie să mergem la un moment dat la minat după iron, pentru că... Nu o ducem prea genial cu ironul. Cred că avem decât niciun stack, să zic așa. Uite, avem 15 bucăți, 14, cred că mai am undeva. Bun. Sunt curios dacă astea se stachează armor stand-urile. Da, se stachează. Bun. Uite și tu câte chestii am de aruncat. Stați așa să le arunc cumva. Să am nevoie de glowstone în primul și în primul rând. Asta e ceva de care trebuie să mă ocup.
Asta le păstrez, cine știe, când asta am nevoie. Bun. Hai să vedem cum le punem. Punem... aici. Aici. No. Nu punem acolo. Așa. Au, asta s-a spart mai repede decât cealaltă. Hai să le punem aici. Și aici. Și... aici. Și aici, pe colț. Bun, acum să vedem de care armură punem. În primul și în primul rând... a, mai am una. Sharpness și Smite. Actually, nici nu știu cum să fac. Ha. Așa, deci astea două... asta vreau să o pun pe mine. Fire Protection 3. Știi, de fapt, acum că stau și mă gândesc, puteam... stai, repair... bun, perfect. No. Din ce se fac ăștia? Ups. Oh. Ah, ok, hai să o luăm din nou. Diamond plated chestii. Oh! Scale chest. Și bănuiesc că... diamond key? What? Diamond rock candy? What the fuck, man? Hexical diamond, ce faci cu asta? Unde-i U? Ups. Oh, deci cu astea faci triple helmet, triple chest piece. Ok, deci cu asta faci ceva armură. Ah, cu asta faci armură. Da, 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 da. Thief's boots, thief's leggings, scale helmet, scale chest plate. Ok, deci asta vreau să fac. De fapt vreau să le fac pe toate. Asta e prima cea a hoților și o să punem acolo. Și asta e de diamant, o să punem. De fapt ce? Nu putem să le punem pe toate aici. Asta o pun pe mine. Așa, să facem o armură completă și după aia vedem cum facem. Nu cred că am cum să fac o armură completă. Ba da, am cum, am cum. Aqua Affinity. Asta e bună. Mă rog, n-arată chiar genial. Dar... at least it's something. Bun, hai să punem aici piatră și să ne vedem de treabă. Am nevoie de... niște... nu, nu stone. De niște de la... aoleo, glowstone, mă! Nu stone, glowstone, pe acolo. N-am fost chiar departe, dar da. Opa. Ups. A, acum degeaba încerc să fac să pară chestia asta naturală, dar în fine. Așa. Cât de cât. Acolo. Băi, am cum facem o intrare completă, să fie completă. Așa. Acum hai să vedem în Nether. Am nevoie, în primul și în primul rând, de niște glowstone stern, n-ai bine în orice taia de casă. Și de fapt, stați așa. Și cum, doamne iartă-mă, s-ar crede că trebuie să dau eu zoom. Nu pot să dau zoom? Nu merge. Ai, ai, ai. Uf. Hai, e bine ce pot să zic. Ah. Oh, shit. Oh, shit. Am uitat că chestia asta e de-aia o pe... oh, fuck. Oh, fuck, or doi. Știi momentul ăla când realizezi că de fapt spawn-ul tău e unul de foarte căcat? Oh, da. Shit.
Ce să-și faci? Din păcate că am trebuit să cobor pe aici, că n-am alternativă, nu de alta. Stați să-mi echipez și o sabia mea de diamant. O, Doamne. Iau. Oi. Bun. Ai, 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 trebuie să fac niște stafuri din alea electrice. Shit. Bun, stați așa. Da. Am luat de aici niște netherrack. Da. Asta trebuia făcută când eram acolo sus, dar n-am realizat. Hai. Și cam asta se întâmplă când ai pickaxe cu eficiență 5 și ești în nether, unde oricum nether e cu se sparge mai ușor decât piatra normală, nu? Păi, holy fuck, man. Unde e? Zgâții lui și holy shit. Holy shit, holy shit. Oh, shit. No, Doamne ferește, dacă dăteam mână... Ioi. Ai, dă capul meu, mă. Level 8 măcar. Nu, no, cred. Stați așa că mai am aici puțină experiență de luat. Și holy fuck. Mi se pare că se aud groaznic ăștia. A, da, chiar, e bine că... Wow. Lol, ăștia urcă în lavă. Bine, și drept ăștia nu iau fire damage, deci pentru ăștia oricum un... Un ăsta... Am uitat cum se numea. Enchantul care dă foc. Fire aspect tot e degeaba. Ah, pe serios? Hai bă. A, mai curge de undeva? Pare că n-ar mai curge de în alt loc. Decât că e el jegos. Și place să facă de-astea. Haide mă, man, bă, vreau și o să iau de acolo liniștit chestia. Sunt curios cam cât level o să am nevoie ca să repar chestia asta, pentru că e înceantat destul de grav. E, de fapt nu e chiar așa de rău, e înceantată, dar pe acolo. E destul de... Aia mă, nu mai cazi o tată. De fapt, cred că asta atâta timp cât are de ce să se țină, lipească... Tot o să rămân acolo. Ah, gata. Really? Stai că trebuie să ajung cumva aici. Bun. De ce nu pot pune acolo? Oh, sunt prea departe. Corect. Hai mă, cazi, du-te, nu mai vreau să te mai văd. Of. Cât m-am chinuit numai ca să nu risc să pice niște glowstone în lavă. Păi nu, că uite așa las, deci exact așa las, că
Bahcivania de treabă deja. Devine exasperant. Așa. Eu era fi frumos dacă aveam niște silk touch. Dar în momentul de față nu mă plâng nici de atât, să fiu sincer. Ioi, deci e oribilă zona. Până nu o să fac ceva electric stuff ca să-mi pot permite să mă plim stânga-dreapta pe aici în voie, o să fie groaznic. Și văd acolo un guest care văd că încearcă să tragă în mine. Bun. Ioi. Lol. Atât de aproape de un stack, dar atât de departe. Uf. Bun. Știi, și acum era mișto, gen să pice în lavă, să nu fi văzut acolo și să eu să mă fi chinuit ca de obicei cu atâta să opresc. Nu vine acum. Lava. Lava care curgea, că nu știu cum se numea chestia aia. Mă rog, înțelegi. M-am chinuit atât să opresc lava ca să plece în lava. Oh, da. Bun. Eu chestia asta tot nu știu cu ce se ia. Adică știu cu ce se ia, dar... Ne. Lene. Și chestii. Bun, urcăm înapoi. Așa. Și acum știți, era mișto, gen să mă lase să sar și în jumătatea săritorii, hop, să-mi fută una să pică în lavă și o să zice gen, fuck this shit, mate. Bun. Imp, drăgușor. Mamă, ce asta face ca un porc să-mi trag două palme. Să-mi trag doi palme, vorba unui prieten bun de-al meu, să-mi trag doi palme. O, da. Așa. Acum hai să vedem. Sunt aici. Am un topor. Ha, și niște glowstone. Și vreau să pun glowstone pe aici. Ups. Imediat ce mă pun să mă culc. Vreau să-mi fac... O chestie de aia de smeltery, de Tinker's Construct. Și de asemenea aș vrea... Ce aș mai vrea să mai fac, sincer? Nu-mi dau seama acum. Adică vreau să mă duc în Nether, vreau să mă duc în Twilight. Dar așa chestii de construit, anumite lucruri, nu-mi dau seama ce altceva aș vrea să mai fac. Deși realizez eu că ar trebui să mai fac câte ceva. Totuși. Bun, astea sunt colțurile înăuntru, cum ar veni? Bă, da, e doar de la mine sau chestia asta chiar se aude așa de tare? Eu văd că am astea date normal de tare, nu le-am date chiar extrem de tare. Bun. Așa. Bun. Și acum o să avem și noi seara și ceva lumină. Aici, aici, aici. Poate că am exagerat puțin. Ne, lasă, e bine. Avem suficient glowstone. Așa. Teoretic ar trebui să fie bine cu luminatul. Dacă punem cumva și în partea asta ceva lampă. Da, chiar parcă aveam o lampă. Uite, aici avem o lampă, fancy lamp. Pe care unde o punem? O punem aici? Oh, perfect. Acum aș vrea să vină seara să văd dacă merge. Că dacă așa mai iau, mai pun câteva lampuri pe aici și aia e. De fapt, asta e. Chestia asta poți să o pui și pe jos. O, perfect. Nu mai bine. Și mai era un fel de lampă pe care acum chiar putem să-l facem, că avem și glowstone, mă rog. Lamp. Stai. Doar... Ce?
Ok, văd Fancy Lamp, putem să facem cu colci cu d-astea, dar mai era una. Glowstone. Asta e. Golden Lantern. Golden Lantern. Ok, Glowstone Dust, niște Glass Pane, chiar mai am. Știu că mai aveam, uite, am Glass, dacă n-am Glass Pane. Hup, hup. Nu mă întrebați ce le-am lăsat așa. Gold Anchor Calo, cred că am mai mult gold decât Iron. Acum sunt sigur că am mai mult gold decât Iron. Și uite niște torțe de aici. Și sunt acum sunt 100% sigur că am mai mult gold decât Iron. Sunt curios cum se manifestă acele lanterne. Sincer, n-am folosit niciodată. N-am avut de ce. Așa. 16. Da, chiar asta e că astea trebuie să sparte. Vă dați seama, dacă știam nici nu le mai spărgeam. Așa, am consumat eu glowstone dust. Stați așa. Ups, nu. Glowstone așa și... Bun. Deci... Aur... Așa, observ că... Avem chestie de genul și le putem colora. Da, le putem colora. Foarte tare, să zic. Chestia asta chiar arată mai bine pusă pe perete decât cealaltă. Uite. E much better. De dracu ți-ai pus, mă. Chestia asta e chiar super, atunci. Dar trebuie să mai fac câteva. Știi, dacă nu mă înșel... Max Enchantment Level 70. Ok. Mi se pare că dacă pui torțe pe chestiile astea, le dă disable, nu? Da, vezi? Dacă pui pe din afară... Dacă pui pe din afară nu se întâmplă nimic? Hai că e bine, că... Că apare nu se întâmplă nimic. Deci n-are nicio treabă dacă... deci aparent pot să pun astea fără niciun stres, că mă gândeam să nu se întâmple cumva, să rămân fără level, fără posibilitatea de a pune mai mult level. Înăuntru încă nu știu ce să construiesc, dați-mi și mie idei în secțiunea de comentarii. Pasta tot nu știu cum dracu să o scot. Posibil să rămân acolo, dar n-am ce treabă am eu cu ea. Aș vrea să văd cum se vede seara, să văd dacă pot să scot alea sau nu. Bun. Deci, chestia asta... Golden Lantern. Ok, deci lantern. Mă gândesc acum. Asta știu. Nu meu. Mă gândeam dacă e vreun fel de stand pentru asta. Super asta. Nici asta nu e așa de rea. Bun. No, ok, atunci cred că e bine și cred că o să închei aici acest episod.
Da, cred că așa o să fac. Până data viitoare, eu am fost Cristi, stați așa. Eu am fost Cristi, o să pun asta deasupra capului meu. Pentru că nea oricui îi place când doarme să aibă lumina bătându-i în ochi. E un fel de solar. Bun, cum ziceam, cam asta a fost tot pentru episodul ăsta. Până data viitoare, eu am fost Cristi. Dacă v-a plăcut, nu există să apăsați butonul de like. Și ne auzim data viitoare cu un nou episod. Bye, bye!